Sunt imagini filmate de studenți în căminele Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. Gândaci, mizerie, crăpături în pereți, instalații sanitare stricate și bucătării lipsite de minime condiții. Mai mult, unele balcoane par un real pericol. Ia uite pe ăsta să mă arată acolo sus. Dar deja pot să-l dai jos. Peste 800 de studenți au intrat în grevă generală pe termen nedeterminat. Am stat o săptămână fără apă caldă, sau aproape două săptămâni. Mai sunt gândaci uneori, dar au făcut acum deratizare. Cum v-ați spălat fără apă caldă? Cum vă spălați hainele? La alți prieteni de prin București. Și, mă rog, unii își încălzesc apă la fierbător. Mi s-a promis o bucătărie, nu avem în cămin. Mi s-a promis sal de lectură, nici pe acestea nu le avem. Paturile sunt aproape rupte, patul meu are așa o denivelare în el și stau cu frică în fiecare seară. Eu sunt aici în principal pentru că ni s-au luat niște bani care eu cred că nu trebuia să fie luați și aș vrea să ne luptăm să-i primim înapoi. De 2 ani de zile ne confruntăm cu problema gândacilor, nu beneficiem de mașini de spălat, căminul arată execrabil. În afară de condiții, studenții cer clarificarea unor situații legate de banii din fondul de reparații și banii de burse, dar și plata celor implicați în proiecte cu fonduri europene care nu și-ar fi primit sumele cuvenite de mai bine de un an. Condițiile din cămine, gândaci, mizerie, grasie, în condițiile în care studenții sunt obligați să plătească utilitățile separat, pe lângă regia de cămin. La sfârșitul fiecărui an universitar ei au plătit fond de reparații. Știți că am făcut dezinsecție, deratizare, am făcut înainte de cazarea lor în cămin, am făcut și acel drapel. Drept, nu dispar dintr-o dată. Legat de apă caldă, toate demersurile care au ținut de noi au fost făcute. În cât timp se poate remedia problema apei calde? Este un termen pe care nu pot să mi-l asum acum. Universitatea are propriul sistem de încălzire, dar două dintre cazane au fost înlocuite recent și e nevoie de reautorizări din partea instituțiilor. În ceea ce privește plata celor implicați în proiecte cu fonduri europene, rectorul spune că studenții își vor primi banii.